Bună ziua! Astăzi să vă arăt cum se schimbă bateria la o cheie pentru Ford. Ford Focus, Mondeo, Kuga, Puma, Fiesta. Cred că merge pe toate mașinile care au cheile telemetric. Cam așa arată cheia. Și ce avem nevoie pentru a schimba bateria? Avem nevoie de o șurubelniță. Da? Și de baterie, acum baterie luați cât mai bună ca să o schimbați cât mai rar. Aveți nevoie de baterie CR2032. Este foarte simplu, apăsăm aici, deschidem capacul, da? Și băgăm vârful la șurubelniță, aici, aveți aici o gaură, unde se bagă vârful la șurubelniță. Și se apasă. Când apăsați, să observați că iasă capătul. Vedeți? Se deschide de aici capătul la telecomandă. Apăsați tare și ați deschis capătul. Și aici, în interior, găsiți bateria. Da? Apoi, încet, luăm bateria nouă, scoatem bateria veche, dar foarte, cu foarte mare atenție să nu rupeți lamelele de pe margine. Da? Puneți bateria nouă. Ce vedeți că aveți aici niște lamele, da? Foarte mare grijă să aveți aici la lamelele acestea. Am băgat acolo lamelele, am băgat bateria lamele. După care fixați cheia la loc. Suflați eventual de praf dacă are praf prin ea sau chestii de genul și o fixați la loc. Foarte mare atenție. Da? După care puneți cheia și închideți și capătul celălalt. Așa. Cam asta e. Asta a fost totul. O zi bună și spor!